Lăudați să fie numele Domnului! Vom citi cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 1. Mai cântați o cântare? Puteți să mergeți la locurile voastre. Matei, capitolul 28, de la versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați surori, sărbătoarea învierii este cea mai mare sărbătoare a creștinismului, cu toate că, aparent, la prima vedere, ne place mai mult Crăciunul. Probabil pentru că are de-a face cu un copilaș care s-a născut într-o iesle, are de face cu păstori, cu magi, cu animale, cu o stea. Componentele sărbătorii nașterii Domnului uh, apelează la toate vârstele. Însă sărbătoarea învierii este sărbătoarea de căpătâi, a creștinismului pentru că la baza acestei sărbători stă adevărul central al credinței noastre. Vedeți, când păcatul a intrat în lume, și odată cu păcatul a intrat moartea. Omenirea a fost aruncată, s-a prăbușit într-o realitate existențială, implacabilă, care a produs durere, suferință, despărțire, tragedie. Și cea mai mare tragedie a fost starea spirituală, moartea spirituală. Dar nu e așa? Pe noi ne afectează în primul rând și cel mai mult tragedia morții fizice. Când Domnul Isus Hristos a venit în lume, a venit să rezolve această problemă majoră a existenței. De ce oamenii nu acceptă adevărul învierii și adevărul vieții veșnice prin Isus Hristos? Pur și simplu nu pot să-mi dau seama. Într-o lume a necazurilor, într-o lume a durerilor, într-o lume a morții, câți dintre dumneavoastră vă gândiți în fiecare zi că în țărâna Pământului sunt de multe ori Mai mulți decât deasupra pământului. Marea majoritate a omenirii în toată istoria e în pământ. De ordinul multelor miliarde, mult mai multe decât sunt pe pământ în viața astăzi. Și omenirii s-au oferit o soluție. Pentru că trebuie să înțelegem de ce moartea este în lume. Știți de ce moartea este în lume? Datorită păcatului. Moartea nu este ceva natural. Foarte mulți spun, moartea face parte din viață. Nu este adevărat. Moartea nu are nimic de a face cu viața. Este o întrerupere a vieții. N-am fost creat să murim. Am fost creați să trăim. De aceea ne revoltăm în fața morții. În fața morții suntem în stare să ne cheltuim totul. Banii nu mai au valoare. Proprietățile nu mai au valoare. Hainele nu mai au valoare. Nimic nu mai are valoare. Numele nu mai are valoare. Educația nu mai are valoare. Aprecierile nu ne mai hrănesc. Laudele nu ne mai înalță. În fața bolii și a morții, omul este consumat de dorința de a supraviețui încă o zi. Unii Au cerut secunde, minute. Un om celebru, în fața morții, a spus: dau totul pentru un ceas. Și vine Dumnezeu cu oferta de viață veșnică și spune: Există ceva dincolo de moarte. Există ceva mai frumos și mai bun decât viața asta? Oamenii sunt în stare să accepte tratamente, medicamente, diete. N-am să uit niciodată și cred că este și asta o tragedie în sine în România, muribunzi erau mințiți. Nu li se spunea diagnosticul. Mureau cu speranța că se vindecă. Asta este o realitate pe care nu poate ocoli nimeni. Ne bucurăm ori de câte ori Dumnezeu face miracole în mijlocul nostru, pentru că avem nevoie unii de alții, părinții au nevoie de copii, copiii de părinți, soții de soții. Când Dumnezeu face miracole, îl laudăm din toată inima și zicem slăvit să fie Domnul, dar mai devreme sau mai târziu și dacă ne vindecăm de o mie de ori și dacă am înviat din morți ca o dată de două ori, de câte ori vreți, sfârșitul implacabil al tuturor oamenilor este în pământ în lumea asta este o singură speranță o singură rază de lumină pe care o predicăm la înviere, pe care o predicăm de paști această rază de speranță este că Isus Hristos a înviat, mărit să fie în numele Domnului nu numai că a înviat e viu în vecii vecilor Hristosul înviat nu mai moare Asta e învierea pe care ne-o dorim, pe care o predicăm. Și în ziua învierii, am citit din Matei capitolul 28, sunt trei lucruri despre un înger, acest împuternicit al lui Dumnezeu, că Biblia spune că s-a coborât din cer, acest înger puternic, acest înger măreț cu un mesaj special din partea lui Dumnezeu. Și din această scurtă istorie a îngerului învierii aș vrea să spun câteva lucruri astăzi. Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Există o formă practică a acestui termen. Sunt îngeri duhuri slujitoare create de Dumnezeu ca să îndeplinească poruncile și planul Lui Dumnezeu. Cuvântul înger este uh, un simbol, uh, găsim în cartea Apocalipsei, îngerii bisericilor din cartea Apocalipse este vorba de slujitorii bisericilor acelora, este un termen simbolic, dar aici este vorba de un înger. Există trei categorii de îngeri. Îngeri închinători, îngeri uh, mesageri și îngeri luptători. Armata de îngeri, sub conducerea lui Mihail. Mesagerii, sub conducerea Arhanghelului Gavril. Închinătorii, sub conducerea lui Lucifer, și-au părăsit Slava, au părăsit locul slugirilor și l a urmat pe Lucifer în căderea lor. Biblia spune că balaurul trăgea a treia parte din stelele cerului după el. Cel mai puternic arhanghel a fost arhanghelul închinării și cel mai frumos, așa spune profetul. A rămas Dumnezeu fără închinători? Nu. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ este o împărăție a închinătorilor. Dumnezeu dorește închinătorii în Duh și în Adevăr. El are închinător și în cer, dar închinarea pe care o dorește cel mai mult este închinarea nu din datorie, ci din dragoste. Și aceasta este închinarea răscumpăraților. Ei, trei lucruri despre acest înger al învierii. În primul rând, a venit un înger. A venit un înger. Versetul 2 spune, s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Îngerul care vine de la Dumnezeu vine cu o putere extraordinară, înfățișarea lui are două conotații, S-a înfățișat și a făcut simțită prezența, a venit cu o putere extraordinară, prăvălind, răsturnând piatra de la ușa mormântului. Când a venit, venirea lui a produs un mare cutremur de pământ, și apoi înfățișarea lui, felul cum arăta, ca fulgerul, asta înseamnă o strălucire de lumină, îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. Asta este îngerul trimis de Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre această înfățișare a îngerului, înfățișarea aceasta reprezintă două atribute de ordin divin. Pentru că cine îl reprezintă pe Dumnezeu, Transmite calitățile și atribuțiile lui Dumnezeu. Lumina, culoarea albă a îmbrăcămintei lui, reprezintă puritatea, sfințenia, neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți, de la înviere încoace, nu îngerii, au fost trimiși să transmită mesajul învierii, să anunțe învierea. Mormântul este gol. Noi am fost trimiși pe întreg pământul. Și după cum îngerul care a venit din cer de la Dumnezeu, a reprezentat calitățile lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, puritatea lui Dumnezeu, strălucirea neprihănirii și a dreptății sale. Asta trebuie să fie înfățișarea spirituală a tuturor celor care îl reprezintă pe Dumnezeu în lume, care vin de la Dumnezeu. Pentru că prin nașterea din nou. Nu ne-am coborât din cer ca îngerul, dar venim de la Dumnezeu. Vă aduc aminte ceea ce a discutat Domnul Iisus Hristos cu farisei când le-a spus de unde vine Ioan? De la oameni sau de la Dumnezeu botezului? Le-a fost frică să spună că vine de la Dumnezeu, că nu voiau să-L recunoască ca profet. Dar n-au spus nici că de vine de la oameni, pentru că le-a fost frică de norod, Dragii mei, menirea noastră, chemarea noastră, responsabilitatea noastră pe pământul acesta nu vine de la oameni, vine de la Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune: Cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dumnezeu nu mai trimite îngeri să le spună oamenilor, nu e aici, a înviat. Dumnezeu te trimite pe tine. A venit un înger. Astăzi trebuie să mergi tu. Nu mai vine un înger la vecinul tău, la colegul tău. Poate la unii din rudele tale din cunoscuții tăi, din prietenii tăi. Atunci a trimis un înger, a venit un înger. Acum ești trimis tu. Și mulți vor spune, bine frate, ne pocăim, ne sfințim, ne întoarcem la Dumnezeu, cu adevărat lăsăm ca sângele Lui să ne curățească, să ne spele să ne facă vrednici, să transmitem și noi acest mesaj cu aceeași puritate, cu aceeași strălucire, cu același alb al hainelor cu care am fost îmbrăcați. Dar ce facem cu cutremurul de pământ? Ce facem cu prăvălirea pietrei? Dragii mei, Dumnezeu nu ne lasă în chemarea și în trimiterea noastră cu nimic mai prejos decât îngerul măreț și puternic pe care l-a trimis din cer. Tot în Matei, capitolul 28, ascultați ce spune de la versetul 18. Știți, am citit că au fost femeile trimise la ucenici să le spună că a înviat Domnul și să se întâlnească cu el în Galileea. Ce le spune în Galileea? Versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Domnul cu toată puterea care i-a fost dată în cer și pe pământ este cu noi în toate zilele. Dacă mergem la Evanghelia după Marcu, în capitolul 16 spune de la versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat pretutindeni și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Lăudați să fie Domnul! Nu îngerul, tu! Și ești chemat să faci lucrarea pe care îngerul a făcut-o la mormânt acum 2000 de ani? În strălucirea neprihănirii lui Dumnezeu și plin de puterea Duhului Sfânt. Lucrarea îngerului de acum 2000 de ani, noi spunem, a, un înger, tu, frate, și tu, soră, Dumnezeu n-a murit pentru acest înger. L-a creat cu această strălucire. Pentru ca tu să capeți această strălucire și lumină și haine albe, Hristos a murit la calvar și a dat viața pentru tine și te-a stropit cu sângele lui. A plătit prețul răscumpărării tale. Și apoi a spus, duceți-vă, dar nu încă. Pentru că voi trimite o putere ca să fiți martori. În Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată, dar acesta este primul lucru despre Îngerul Învierii. A venit un înger în strălucirea neprihănirii lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Aceste atribute de ordin divin ne-au fost încredințate nouă, Biserica Domnului Isus Hristos. Și aș vrea să vă spun, prin mărturia acestui înger a fost transformată atitudinea, viața la câteva surori care pe urmă s-au dus la ucenici, vedeți, la ucenici nu s-a mai dus îngerul, Nouă ni s-a dat acest mesaj și nouă ni s-a dat această însărcinare, mare însărcinare, mare trimitere pentru întreaga omenire. Și știți că lucrează, știți că dă rezultate, așa a ajuns Evanghelia 2000 de ani mai târziu la mine și la tine. Pentru că oameni care au venit de la Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, în lumina nepricănirii sale și în puterea Duhului Său cel Sfânt. Au făcut această lucrare imposibilă omenește, dar la Dumnezeu sunt toate lucrurile cu putință. A venit un Înger. În al doilea rând, au văzut un Înger. Nu numai că a venit un Înger, știm cum arăta și știm ce a făcut, dar l-au văzut. Care este. Reacția oamenilor în fața unor lucruri pe care nu și le pot explica și care îi surprind. Oamenii intră în șoc, se sperie de lucrurile cu care nu sunt obișnuiți. Uh, nu știu care ar fi reacția dumneavoastră dacă în momentele următoare de undeva din Tavan s-ar coborâ un înger foarte mare, strălucească de să ne punem mâinile la ochi, să mai și vorbească cu o voce ca de tunet, poate că unii dintre dumneavoastră ați ridica mâinile, l-ați lăuda pe Dumnezeu, tare mă tem că unii s-ar ascunde imediat sub scaune, pentru că nu ne așteptăm la lucruri de genul ăsta. Care sunt persoanele care văd îngerul, în primul rând femeile și în al doilea rând soldații, străjerii, garda romană. Ce se întâmplă și cu unii și cu alții? Ascultați ce spune despre străjeri. În versetul 4. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Au tremurat. S-au făcut statui. Au înghețat de groază. Vreau să înțelegeți un lucru și marea majoritatea armatelor din lumea asta folosesc Tipul armatei romane, pentru soldatul rom roman, care era obișnuit cu orice, care nu se speria de nimic, erau programați psihic să reziste la orice șoc. Rare ori armata romană a fost pusă pe fugă. Mai repede au rămas pe câmpul de luptă cadavre decât să dea dosul să fugă. În câteva circumstanțe s-a întâmplat lucrul ăsta și nu chiar cu soldați romani, ci cu mercenari aduși din alte națiuni. Astăzi, armata americană, probabil dumneavoastră știți sau știți mai puțin lucrul ăsta, sunt, trec prin perioade de pregătire psihică, sunt imunizați psihic în fața tuturor atrocităților războiului. Sunt obișnuiți cu cele mai oribile imagini cu care s-ar putea întâlni în război. De ce? Pentru că imaginile acestea traumatizează psihicul Cred că soldații aceștia romani erau pregătiți, dar niciodată nu -au, n -au, fost obișnuiți să li se arate un înger de la Dumnezeu. Mai mare decât ei, mai puternic decât ei, strălucitor, care a zvârlit piatra la o parte ca pe nimic, s-a așezat pe ea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că au tremurat, și au rămas ca niște morți. Ca un soldat roman să tremure și să rămână ca mort. Imaginea asta trebuie să fi fost înfricoșătoare. Au venit femeile și au văzut același înger. Își spune versetul 5: Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Și spune că au plecat, versetul 8, repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie. Dragii mei, până în ziua de astăzi, când oamenii sunt puși față în față cu învierea Domnului Isus Hristos și cu calitatea pe care o primește prin înviere de mântuitor sau de judecător. Oamenii toți se înspăimântă. N-ai cum să te întâlnești cu crucea, cu mormântul, cu învierea, cu Hristos și să nu fii cuprins de frică. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Primul lucru pe care îl faci când te întâlnești cu Dumnezeu, ești cuprins de frică pentru că ai de-a face cu un Dumnezeu veșnic, cu un Dumnezeu atotputernic, cu un Dumnezeu drept neprihănit. Știți ce au făcut oamenii lui Dumnezeu când s-au întâlnit cu Dumnezeu de-a lungul istoriei? Citiți de la profeți, împărați, oameni mari, apostoli, s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu până și Ioan care în odaia de sus și-a pus capul pe pieptul Mântuitorului, în insula Patmos, a căzut la pământ ca mort. Diferența este că după ce ești cuprins de teamă, de frică, exact ca Pavel odinioară care se întâlnește pe drumul Damascului, cu strălucirea Mântuitorului, cade cu fața la pământ este înspăimântat. O categorie de oameni rămân doar cu frica. Dar cei ce îl primesc pe Isus Hristos ca mântuitor ajung repede de tot la bucurie și nu la orice fel de bucurie, la o mare bucurie, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima tot să-L vedem pe Hristos. Toți să ne întâlnim cu Hristos, nu cu un înger, cu Hristos, creatorul îngerului. Și mă rog să ne prindă o frică sfântă pe toți, dar mă rog ca în viețile multora, Dumnezeu să aducă bucurie, o mare bucurie. Și uitați-vă versetul 9, dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă, bucurați-vă. Bucurați-vă! Vreau să mă întorc puțin la străjeri. Străjerii priveau mormântul ca nu cumva să vină cineva să dea piatra la o parte și să fure trupul Domnului Isus Hristos. Femeile au venit la mormânt, spune versetul 1, să vadă mormântul. Se întrebau pe drum, cine ne va da piatra la o parte? Străgerii se uitau la mormânt, femeile au venit să vadă mormântul, dar și unii și alții au văzut Îngerul lui Dumnezeu. Ei, pe urmă, femeile l-au văzut direct pe Domnul Iisus Hristos. Scumpii mei, ascultați ce se întâmplă cu străgerii. Și iarăși mă întorc la ce spuneam la început. Cum să vezi învierea? Cum să vezi un trimis al lui Dumnezeu? Cum să vezi miracolul? Și să rămâi doar cu spaima. Versetul 11 din Matei 28. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri. Nu și-au făcut ceilalți. Tare sper că unii să fi rămas atinși în inima lor de acest miracol, să nu se mai fi dus la preoți, mă rog ca unii din străjeri să, să se fi pocăi, poate, poate că nu știu, nu spune Biblia, dar ascultați, unii din străjeri s-au dus și-au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate și acum vă rog să observați străjerii și preoții care au fost toate cele întâmplate. Cu tremur mare de pământ, un înger al Domnului coborât din cer, piatra prăvălită de la ușa mormântului, înfățișarea îngerului ca fulgerul îmbrăcămintea lui albă ca zăpada și străjerii vin și spun toate cele întâmplate. Și acum în fața acestui mare miracol, ca să vedeți și împietrirea răului, cât de mare poate fi. Versetul 12. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii și au ținut sfat. Cum să ascundem minunea? Cum să ascundem adevărul? Fratele Păstor, adi mai devreme. V-a spus numai câteva forme pe care le folosește diavolul: să-l taie, să-l scoată pe Dumnezeu, pe Hristos, din sărbătorile de esență ale creștinismului. Să pună un X în locul lui, să pună un moș în locul lui, să pună un iepure în locul lui. Care este experiența cu care rămân? tinerii noștri, copiii noștri, familiile noastre în urma Paștelui. Am scris, Christ is risen, Hristos este viu. Da, și câteva flori frumoase. Însă mă rog din toată inima copiii noștri și tinerii noștri să rămână cu imaginea lui Hristos cel înviat. Să rămână cu adevărul acesta. Pentru că în istorie, generații de credincioși n-au avut flori, n-au avut sanctuare, n-au avut, de multe ori, coși de pâine, nu mai vorbim de o fierte. Și 100% numai la iepuri nu le-a stat, nu le stat mintea că dacă i-ar fi avut, ar fi avut ce mânca. Și ar fi gătit de mâncare, că au fost de multe ori flămânzi. Apostolul Pavel le spunea galatenilor, cine va fermecat, cine va vrăjit, ca să nu-l mai vedeți pe Hristos care a fost pictat zugrăvit, nu pe pereți, nu pe pânze, ci prin credință în inima și în conștiința voastră. Mă rog din toată inima ca adevăratul Paști, ca adevărata sărbătoare a învierii, să fie zugrăvită, să fie pictată, să fie așezată în cugetele noastre, în inimile noastre, în mintea noastră. Asta să vedem. Eu am văzut un înger. Noi să-l vedem pe Hristos cel răstignit și pe Hristos cel înviat. Lăudat să fie în numele Domnului. Au văzut un înger. Au văzut și străjerii. S-au dus și ascultați. Apropo de motivele economice, ce au folosit preoții ca să strumbe, să stupe mesajul învierii. Zice că i-au plătit, au dat ostașilor bani. Vorbeam mai devreme de mare bucurie, ascultați, nu bani, mulți bani! Mulți bani! Și le-au zis, spuneți așa, care a fost mesajul îngerului? Un imediat acolo, a fost duceți, vă spuneți că am via Hristos. Care a fost mesajul străjerilor, copiat de la preoți? Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi. Pe când dormeam noi. Și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, care o să se facă foc și pară și o să spună, soldați romani dorm în post, Zice, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Osta și-au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de azi. A venit un înger, au văzut un înger, în al treilea rând a vorbit un înger. Nu numai că s-a arătat, îngerul a venit cu un mesaj rostit, versetul 5 spune, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor. Mai întâi, un mesaj de încurajare. Nu vă temeți! Dragii mei, e normal să fim cuprinși de o teamă sfântă, dar nu rămânem la teamă. Cuvântul, mesajul învierii este un mesaj de încurajare. Nu știu în ce situație te afli. Poate ai așteptat să te încurajeze soția, poate ai așteptat să te încurajeze soțul. Dacă au făcut-o, bine au făcut. Ai așteptat să te încurajeze părinții, ai așteptat să te încurajeze copiii, ai așteptat să te încurajeze frații, surorile, prietenii, cunoscuții. Ai așteptat o încurajare de la doctorul care ți-a dat diagnostic. Să spună că totul va fi bine. Dragii mei, dacă mesajul învierii nu ne eliberează de corsetul acesta, de lanțurile acestea ale fricii, dacă mesajul învierii nu îți ridică spiritul, dacă mesajul învierii nu va aduce curaj, nu va aduce bucurie, nu va aduce pace în inima ta, nimic altceva nu o să o facă. Iată de ce când ne salutăm și spunem Hristos a înviat, nu e doar un salut de Paști, e un mesaj de Paști. Hristos a înviat să nu-ți mai fie frică de judecata viitoare, să nu-ți mai fie frică nici de moarte, să nu-ți mai fie frică de boală, să nu-ți mai fie frică de oameni, Să te bucur din toată inima. E un mesaj de încurajare. În al doilea rând, este un mesaj al învierii. Păi, care este cea mai mare încurajare pe care o primim? Spunea Domnul Isus Hristos: Cine mă primește pe mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Mesajul învierii Domnului este mesajul învierii tale. Până și Iov, care nu cunoștea încă decât profetic despre Domnul Isus Hristos, spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă mi se prăbădește carnea, chiar dacă putrezesc, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ăsta este mesajul învierii. Și dacă credem că vom învia, este și un mesaj al întâlnirii. Trimite femeile și zice, duceți-vă, le zice îngerul, să spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Dragii mei, într-o zi, fratele Adi spunea mai devreme că nu-l vedem cu ochii de carne, dar aș vrea să vă spun că într-o zi îl vom vedea așa cum este. Amen. Și când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca el. De-aia îl vom vedea așa cum este. Acum cunoaștem în parte. Mesajul învierii e mesajul răpirii. Pentru că într-o zi ne vom înălța pe norii cerurilor și ne vom întâlni cu Domnul Isus Hristos. Nu în Galileea, nu pentru câteva săptămâni, cum s-a întâmplat cu ucenicii, cine vom întâlni cu el și spune, Tesaloniceni, Pavel în Tesaloniceni, vom fi totdeauna cu Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Când ne vom ruga și vom închide ochii, mă rog, nu să vedeți un înger. Mă rog să-l vedeți pe Domnul Isus Hristos. Îl poți vedea. Deschide ochii Credinței. E prezent în locul acesta. Are un mesaj de încurajare pentru tine, indiferent de situația în care ești. Să nu fii demoralizat. Dacă ai nevoie de iertare, sângele lui spală orice păcat. Să crezi lucrul ăsta. Învierea lui, în primul rând, e învierea spirituală. Învierea la o viață nouă cu Hristos. Curățirea de păcatele tale. Să crezi că dacă ești bolnav, te va vindeca și dacă nu ai pe pământ pe deplin în împărăția lui, pentru că asta așteptăm în cele din urmă. Mulțumim Domnului și ne rugăm din toată inima.